Într-o fâșie de protecție la Cimișlia, tăiet varvarii taie stejarul, ăsta e stejarel. Și uitați-vă, dacă ar fi varvarii de bună credință, odată un stejarel alături, nu știu, e din... Dar dacă ar fi protejat, că ăsta e o fâșie de protecție cu stejari. N-am văzut, mă, din nicăieri, fâșie de protecție cu stejari. Ia uitați-vă, este stejar. Și aici e stejar. Și ăștia varvarii au găsit că nu sunt protejați stejarii și îi tai într-o veselie. Nu știu, ce trebuie să întâmple ca instituțiile statului să protejeze fâșii de... Am o șansă să ies de aici din... Și am să vă arăt că e... E între câmpuri și fâșie, nu-i păduri, nu-i... Oleu! Ia că aici e câmp și mișlia între Javgurș. Ia uitați-vă, stejari pe fâșia de protecție dintre două câmpuri. Și fraierii ăștia au găsit posibilitate să-i taie fără să ne condinim. Mă, țara hoților. Aici unde nu te învârtești, hoț. Unde nu te învârtești, varvari. Dar o tăiet, tot ce a fost mai frumos din stejar, o tăiet. Am ușa să merg să mai caut. Trebuie să mergi prin desâșul ăsta. Am mers să vedem cu fermierii de aici, de la fața locului, cum arată câmpurile cu floarea soarelui. Sămănate frumos, floarea soarelui deja este. Arțari și stejari. Stejarii care au fost, eu tăie nebunii. Am uși mă duc să mai caut, nu mai faci sens să mai apelez. Hai să mai mergem să vedem unde au mai fost. Nici nu m-am gândit că pe fâșii de protecție. Ah, dar eu, te ia mult stăieți, proaspiți. Aici stăieți acum. Ăștia stăieți acum și aici sta. Și aici sta. Ăstea și să mai vorbim. Și aici stai acum proaspăt tăiat. Și aici stai tot. Frasă, în stejar. Dar de unde a rămas domnul Valentin în fâșia asta? Da, asta am uitat. Cum a rămas în fâșia asta stejar? Că n-am văzut nicăieri. Toate fâșiile astea de protecție, ele erau, trebuia să fie, să treacă după privatizare, să treacă la primărie. Aici a fost, în rezultatul privatizării, au făcut echipa de la cadastru, erau care s-au ocupat de privatizare, au făcut toate dosarele, toate măsurările, ca apoi să mai facă niște bani, după și americanii au plătit tot, au mai încercat ei să o mântui privatizarea, ca moldovenii au decis să mai facă încă niște bani și să facă corectări la cele care au făcut-o la măsurător, anterior, da. Și ne-am pomenit noi cu terenurile, toate fâșiile de protecție aproape din Cernac, ele sunt terenurile în fâșii. Am astea în păduri, am chiar și în cale ferată. Eu, nu știu, cred că aș putea să mă duc să demolez cale ferată. Sunt 30 de ani de zile și nimeni nu corectează erorile astea. Iată, prostia a fost făcută într-o zi, dar 30 de ani nimeni nu-și bate capul. Acum să vă spun care este situația. Iată aici, noi suntem în Cenac, dar în Cimișlia toate fâșiile este de protecție. Când se fac tăierea, se taie salcâmul, dar care sunt specii mai de preț, stejarul, arțarul, ăștia rămân. Când muntul e primărie de tăiet, iată vin și tălharii după asta și taie... Varvarii. Ia uitați aici. Dar piaute, asta am mult tăieti, am mult proaspăt. A fost... am chemat, clar că noi depistăm, dar cea mai mare problemă că nouă, iată, taie și aruncă crengile groase cum, dar le aruncă în câmp. În câmp. Și noi îmblăm de urma lor la braconierii ăștia și... Ați sesizat instituțiile statului, poliția? Da, am sesizat și primăria și comisariatul de poliție. I-am invitat și pe de la Ministerul Mediului, de la Ecologie aici. Toți s-au uitat, au făcut proces verbal este a persoane de la mediu și poliția. Clar că au făcut și ei un proces verbal, nu știu, dar mai departe clar că nu suntem indiferenți, mergem pe urmele la făptașii ăștia, că erau și urme aici și alături sunt ăștia vii și este paza acolo. Ar putea să găsească dacă s-ar dori. Toți știu cine, și poliția deodată a spus că noi știm cine, știu cine și clar și paza de acolo de la vii, i-a arătat cine și numărul la mașină și toți știu cine se ocupă cu asta.
Poliția ne-a dat un răspuns că noi știm cine, dar nu i-am prins. Adică timp de 30 de ani persoanele astea sunt echipe dotate cu aparatare. Tot ce trebuie, că asta nu poți să fii. Aici nu sunt, aici se duc mai departe la vânzare și la atelierele astea care confecționează astea mobile. Domnul Valentin, dumneavoastră sunteți în domeniul agriculturii. Nimeni nu vrea, adică poliția nu știe că cum, prin și metodic, nu vine unul, vine brigada. Vine brigada și voi nu-i puteți prinde. Chiar pentru mine este aici. Și voi îi prindeți dumneavoastră. Toate. Da, dar rolul fâșiilor este unul extraordinar. Fâșiile de protecție, pentru asta își numesc fâșii de protecție. Asta e, da, așa e. Și vă spun că sunt în Cimișlie, acolo sunt chiar la un 50 de diametru, niște copași frumos. De doare inimă. Toți îi taie ziua amiază mare, toată iarna o tăiat, până nu de mult, că noi i-am mai răscolit. Toți știu și ne se ocupă, sunt câteva echipe, dar dacă poliția nu vrea să-i găsească, înseamnă că este un interes. Complicitate. Este, da, aici nu e... Ia uitați-vă, și copac frumos, ăsta e aur, recte, palma mie, două palme, și ăsta e copac care trebuie să trăiască. Iată asta, la Chișinău e o lume aparte, în satele noastre e altă lume. Și ăștia tot tâmblă și taie, dar dai tot fâșia asta-i tăiată. Ia uitați, pac, altul, și e lăsat crengile aici. Și mai departe, iată așa, dar poți să lucrezi tu cât n-ai lucrat, că nu mai reușești să faci niciodată. Și ăștia sunt fâșiile noastre de protecție, dragi prieteni. Cine dracu o să iasă? Ministra asta, Cantaragiu, care nu iese din birou, cine să iasă? Eu mai fac un apel public, da? Nu mai știu dacă are sens să faci apeluri publici. Ia uitați-vă. Și domnilor de la mediu, așa trebuie să arate fâșiile. Păi e o chestie genială cum ai rămas copaci, stejari pe fâșii. Ia uitați-vă și cum arată dezastru. Și asta acum e tăiet. Asta acum e tăiet. Proaspăt. E proaspăt. Câteva luni. Și ăsta tot. Și ăsta tot. Câteva luni, nu? O lună urmă. Și ei fâșii pot să ies mai prin partea, dar nu mai risc, că ei fâșii dintre două câmpuri. Ei fâșii de protecție. Ce să vă spun? Brigăzile, cum operau brigăzile negre, așa operează mai departe. Poliția noastră și procuratura, în mare parte, sunt complici la schemele astea. Ministerul mediului este impotent, cu Cantaragiu în frunte, care nu iese din birou și sisteme de fâșii, că aici trăiesc lupi. Strașnici. Și aici dacă intri poți să te muști vreun lup. Doamne, schimbați-i domnilor. Fugăriți-o pe Cantaragiu să ducă înapoi în ONG-ul de unde a venit și să scrie rapoarte pe banii europenilor că-i tăt ghine la noi. Sau e tăt rău. Pentru că ea asta a făcut ultimii 20 de ani. A scris rapoarte și a primit bani pentru rapoarte din comunitatea europeană. ONG-știi ăștia, dezastru. Dezastru, eu încă o dată repet. ONG-știi ăștia sunt dezastru. Ei scriu rapoarte că-i tăt rău, dați-ne bani. Și europenii au dat pentru mediu peste 1 miliard de euro. Cantaragiu-i boieri că au primit pentru scriere de proiecte, au primit milioane de euro. Ea nu-i de păzit mediu. Ia uitați-vă, doamna Cantaragiu. Și asta i-a mutăiat. Ia uite, altul. Ia uitați-vă și copaci. Ia uite-l. Da, păi, sigur că un copac de ăsta la înălțimii de 10 metri e 1000 de euro. Acum a crescut prețul la lemn, e 1000 de euro, dacă nu mai e 1500 un copac de ăsta. Alătura e altul. Aici. Toată e tăiată. Și toată fâșia e tăiată și oamenii spun că știu cine și nimeni nu vrea să ocupe. Ia uitați-vă. Pac, pac. Ia uitați-vă la șala. Dar șala în general e fenomenal de mare. Ia uitați-vă și stejar aici. Ia uitați-vă, varvarii. Și astea stejari care trebuie să fie sub protejare, băi, națională, băi, băieței. Ia uitați-vă și stejar sănătos ăsta. Doamne ferește, eu, domnul Valentin spunea, dar nu m-am gândit chiar așa. Zic, păduri, dar... Și atât, câmpurile, astea sunt câmpurile. Într-o parte câmp, fâșii de protecție și în altă parte iar câmp. Păi să treci și în cartea roșie fâșiile astea. Dacă nu sunt tăieți, apoi sunt băcșite cu anvelope. Iată, Ministerul Mediului, care fiecare pungă de plastic, fiecare este... Primește-te un leu de la fiecare pungă de plastic. Fiecare este plătit la noi, credeți să aruncați minim nu leu. Doamne ferește, uitați-vă. Și ăștia le-au aruncat. Ăștia repede, tăiet, repede să nu-i prindă. Ei, și vrei ăștia, au furat aeroportul, banca.
cine dracu nu-i capă nimic, că îi defilează prin centru Chișinăului, dar o scaut pești care taie lemni. Nu mai caut pe nimeni, domnul Valentin. Mă gândesc, mai fac un apel, da? N-are ce. Cel mai interesant, că, să vă mai spun că i-am depistat și în reorganizare aiurea. Adică se află fâșia de protecție în cenac, dar este pe activ în Leova, tocmai. Târâi de prin comrat vineau ăștia din mașini, blind, de astea militare. Și de taie numai și taie ani împrejur. Ani împrejur taie, nimeni. Da, pe când pui în sumă, sute, mii de hectare și nu-ți păsesc de nimeni. Nimeni. N-are primăria om care să fie ăsta. Poate să-l dede în gestiune la ăsta, la Mol Silva, undeva. Dar ăstea sunt o sursă pentru braconieri. Ia uite, și scari o adus. Da, pe eu văd că ăștia au întors. Cât mergi, tot. Tot îi tăiet. Cât mergi, ca să nu creadă lumea că eu... Îi tăie tot, iată, mergem la rând, la rând, la rând, iată-le, alătură iarăși, aici stejari. E unicat la noi, la sud, la Cimișlia, dragi prieteni, eu sunt de la geografie, nu găsești păduri de stejar, nu găsești, pentru că sunt unicat, aici au rămas ca o chestie endemică. Cum dracu să le dai voi stai, ia că au rămas așa, la cât nouă dovedit să vină varvarii, ia uitați și copaci, care nouă dovedit să-l taie, dar probabil dacă... O să-l taie. Dacă nu-i stârnie, mă tăiești pe ăștia. Așa e? Da. Și cât mergi încolo, în vale, tot îi tăiet. Ia uitați, da, într-adevăr, el se vede cât mergi în vale. Și asta e fâșii între două câmpuri agricole. Și cât mergi acolo, el se vede tăiet, 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 tăiet. Și se mai vede câte un vârf de copac de stejăriel. Așa e bun, băieți. Știi, noi ne bucurăm, schimbăm guvernarea, dăm jos bandiții, las că le arătăm noi. Și de tare și le-am arătat la bandiții, trăiesc și huzuresc în continuare. Jos pălăria pentru bandiții noștri. Ăștia stari de tot. Orică guvernarea e proastă stare, altă variantă nu cunosc. Sănătate de pe dealurile. Transmiteți-i salutări lui Cantaragiu, cât încă e ministru și încă nu a dat o afară din guvern. Eu cred că în următoarele săptămâni scăpăm de Cantaragiu. Nu știu dacă o să aducă alt ministru mai bun. Dacă aici sta dezastruos, sănătate!